Bună, sunt Mia, dar cred că mă cunoașteți deja. La mulți ani tuturor îndrăgostiților de Sfântul Valentin. Și pentru că tot sărbătorim iubirea, vreau să vă povestesc despre iubire. O poveste foarte scurtă, care ați urmărit emisiunea Mireasa, o știți, pentru că s-a prezentat în emisiune. Aș putea să întorc timpul. N-aș fi spus nu la băiatul acela. Chiar atunci când am făcut poza, în momentul ăla, eram foarte fericită. Cunoscusem un băiat. Eu lucram la mare ospătară, în 79, când de atunci poza, și el făcea o școală de subofițier, făceau practică pe litoral și a fost prieten vreo lună jumate, atâta. Până când a plecat. Semăna cu actorul ăla Harrison Ford în filmul Strada Hanovra. Atunci m-am îndrăgostit prima dată și ultima. Și el voia familie, voia sănsoare, n-am fost pregătită. Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. 22 de ani nu eram pregătită. La 22 de ani, viața cu promisiunile ei parcă de-abia începea. Am vrut să călătoresc, am vrut să stau undeva la mare. Să fiu liberă, pentru că sunt vărsător și mi-a plăcut libertatea. În cea la discotecă, vara lucram pe litoral, a fost foarte frumos. Am avut așa o viață foarte frumoasă. Despre bărbatul pe care l-am întâlnit după 39 de ani. Acum să mă întorc foarte mult în timp. Foarte mult. Eram tânără, foarte tânără. Și lucram o spătară la mare în fiecare an. Lucra câțiva ani. Până m-am măritat. Și în acel an am lucrat la restaurantul Dunărea din Eforie Nord. Iar cazarea o aveam peste drum de restaurant, la un hotel pentru personal, îi ziceam CPU. În acel hotel erau cazați și elevii de la școala de subofițeri din Câmpina. El, când l-am văzut prima dată, eram la mine la restaurant, în pauza aceea de dimineață de o oră jumate, două ore, depinde cât de repede face raionul, și aveam un bar cu terasă. Am ieșit pe terasă să beau cafeaua, să fumez o țigare, fumam. Acum nu mai fumez, am 18 ani de când nu mai fumez, atunci am fumat să fumez. Și la o masă erau trei băieți îmbrăcați în uniforme de elev și cu fete. Am trecut, m-am așezat la o masă liberă, am băut cafea, am fumat și a venit la mine la masă. Ceva m-a întrebat, de un foc, de ceva banal. Să știți că nu l-am plăcut din prima deloc. Nu l-am plăcut. Mi-a trăsit deja atenția alt băiat, era blond cu ochi albaștri și înalt. Mi-a trăsit atenția, dar nu stătusem de vorbă. Și am mai venit două, trei zile, după aia am aflat, că noi eram patru fete într-o cameră, că el are prietenă. E o fată cu care vorbește, pentru că noi atunci, tinerii, vorbeam. Atât vorbeam. Într-o zi a venit și mi-a spus că s-a despărțit de ea și că vrea să fim prieteni. Bineînțeles că am acceptat, a început să îmi placă, era foarte, foarte drăguț. În felul cum se purta. Această lună jumate cât am stat împreună, n-am stat împreună, că noi fiecare stătea în camera lui el cu băieții, cu fetele, mi s-a părut cât 10 ani de ai noștri. Foarte lungă, foarte, a durat foarte mult. Dar s-a terminat până la urmă. O trebuie să plece. Eu am mai rămas toată luna august și până în 15 septembrie. Bineînțeles că am corespondat prin scrisori, că nu erau telefoane, ce rău. Să fi fost atunci telefoane mobile, alta ar fi fost viața mea. Dar n-am avut. Următorul an, în mai, am plecat din nou la mare, că așa plecam în mai, mă întorceam în octombrie. Bineînțeles că am trecut pe la Câmpina, unde făcea școală, am stat câteva ore împreună și m-am dus după aceea la muncă, pe litoral. Iar când m-am întors,
În octombrie am trecut prin București, pentru că deja terminase școala și lucram în București. Mi-am dat întâlnire în Gara de Nord. Unde să-ți dai? Prin scrisoare. Scrisoarea era trimisă două săptămâni înainte, a spus ora, locul, în Gara de Nord. Ne-am întâlnit, bineînțeles. A stat o zi, a doua zi trebuia să ne întâlnim, iar într-un loc stabilit, cum era atunci, foarte rău era. Nu știu cum trăiam noi. N-a venit. Am așteptat foarte puțin. Asta a fost greșeala mea. Am așteptat foarte, foarte puțin. Și după am plecat. Și n-am plecat în București. Am plecat la mine în Herculane. Nu l-am mai văzut de atunci. Până acum 3 ani. După 39 de ani. Era 1 decembrie. Și eu aveam internet. Aveam telefon. Laptop. Chiar două. Cine era ca mine? Pentru că era ziua independenței, căutam ceva fotografie cu La Mulți Ani România. Și văd o poză cu cineva, cărunt, cu barbă albă și îmbrăcat într-un costum foarte deosebit. Nu pot să vă spun că nu vreau să afle cine e, omul are familie. M-am uitat la nume. Numele, normal că îl știam. Am zis că poate să fie o coincidență, numele e foarte cunoscut. Ia să mă uit la data nașterii, care o știam, bineînțeles, o știu și acum am știut-o tot timpul. El era. Am dat cerere de prietenie, mi-a acceptat, a doua zi mi se pare. Am stat de vorbă pe Facebook, pe mesagerie, pe telefon, până de 1 decembrie, până următorul an, în iulie. Pentru că în 10 iulie am plecat la Paris 3 săptămâni și la Paris m-am dus direct în România, puteam să nu mă duc. Dar m-am dus, niciodată n-am fost așa fericită cum mă duc în România. De obicei nu-mi prea place să mă duc în România. Știți de ce? Pentru că de când lucrez aici, am foarte mulți prieteni în Băile Herculane. Înainte n-aveam. Când o duceam așa mai rău, n-aveam atâția prieteni. Dar acum când mă duc, am foarte mulți prieteni, nu știu de ce. Toți vor să bea cafele cu mine și să fumeze, ei să fumeze, nu eu. M-am întors la Paris pe 1 august, ne-am sunat, a venit de acolo, de unde e, de la munte, undeva la munte, nu contează unde, tot la munte, Herculane, pentru că în Herculane avem și băi termale. Cu ocazia asta am făcut și băi. Asta 4 zile împreună. Dar când l-am văzut după 39 de ani, deja erau aproape 40, parcă l-aș fi văzut ieri, parcă n-a trecut atâți ani. Și după 4 zile, normal, o trebuie să plece. Eu am mai stat puțin, am plecat și eu în Rodos, că trebuia să plec la muncă, nu? Vacanța începe și se termină, oricât ar fi de frumoasă. De atunci nu ne-am mai întâlnit. Eu am mai stat, știți, la Mireasa am stat 6 luni, dar după ce s-a terminat, am plecat foarte repede, n-am avut timp. Am avut biletul și am plecat foarte repede, biletul la avion. Dar stăm de vorbă, pe Facebook, la telefon, mie mi-e de ajuns. Văd fotografii, are copii, are nepoți și o să am o nepoțică luna viitoare, sunt foarte fericită. Iar cineva m-a întrebat, pentru că e despărțit acum, de ce nu putem fi împreună? Nu, nu putem. El nu pleacă din România, eu nu plec de aici. Dar eu sunt mulțumită cu atâta. Am poze, știu noutăți despre el, dar e ok. Sper să ne mai întâlnim în viața asta. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, că să mai aflați noutăți, că dacă n-apăsați clopoțelul, nu aflați. Și să dați like și share. Like-ul e mai important. Ne vedem cu bine! La revedere!